Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit, ca de fiecare dată, după ședințele executivului, la această conferință de presă, unde explicăm cele mai importante decizii luate de către Cabinetul de Ministri, condus de premierul Dorin Drecean, dar și anunțuri pe linia guvernamentală, care sunt de interes public și sunt importante pentru întreaga societate. Reamintesc că urmăriți în direct această transmisiune pe toate platformele guvernamentale. Astăzi este data de 7 august și este cea de-a 69 o conferință de presă după ședința de guvern. În această ședință de guvern am avut o agendă mai suplă cu peste 15 proiecte care au vizat diverse domenii. În primul rând au fost hotărâri de guvern, proiecte de avize ale guvernului la inițiative legislative și un punct privind resursele umane. Vreau din capul mesei să menționez că premierul în debutul ședinței de guvern de astăzi s-a referit la programul Satul European, un program bine cunoscut în comunitățile din întreaga țară, un program care a făcut o mare diferență prin faptul că au fost modernizate grădinițe, școli, case de cultură și sociale, apeduct, canalizare și alte inițiative concrete în beneficiul comunităților din Republica Moldova. Vreau să punctez pe cifre că din anul 2022, când la inițiativa președintei Maia Sandu a fost lansat acest program, s-au investit aproape 1,8 miliarde de lei sau circa 90 de milioane de euro în 906 localități, atât prin programul Satul European, cât și programul Satul European Express. Acești bani au fost folosiți pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în satele și orașele noastre, aspect care a fost comunicat astăzi inclusiv de către ministrul Andrei Spânu, care a anunțat rezultatele pentru următoarea rundă, adică ediția a doua a programului Satul European Express. Satul European ediția anului 2024. Într-un număr de 748 de dosare au fost depuse la acest program în acest an, iar guvernul continuă să construiască satele și orașele Moldovei în cadrul ediției a doua a programului. Au fost selectate 612 proiecte, adică peste 82% din toate cererile depuse de primării în acest an. Valoarea totală a acestora este de 2,8 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că aceste proiecte și inițiative vor veni din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, un fond dedicat în valoare de 2,5 miliarde de lei, iar restul banilor vor constitui contribuția autorităților locale și vor veni din bugetele locale. Vreau să reamintesc pe această cale că de fiecare dată atunci când premierul Dorin Drecean era în vizitele în teritoriu, în fiecare săptămână, în zi de joi, și s-a întâlnit cu autoritățile locale, cu primari, consilieri și alte persoane care au fost implicate în realizarea programelor Satul European și Satul European Express, majoritatea covârșitoare au apreciat înalt această inițiativă care vine să dezvolte localitățile, iar premierul țării a menționat că este un excelent exercițiu de înregistrare a proiectelor, scriere, implementare și realizare în esență și este o pregătire bună în procesul de preaderare a Republicii Moldova la UE. Deci, cele mai multe localități care au solicitat extinderea sau construcția rețelelor de apeduct din proiectele depuse au fost peste 223 de proiecte cu un buget de 1,59 miliarde de lei. Iluminat stradal, 57 de proiecte, construcția, reabilitarea clădirilor publice, a monumentelor, dar și proiecte privind instalarea și producerea furnizării energiei regenerabile, construcția și reconstrucția edificiilor sportive, dar și altele. Conform distribuției regionale, după cum a menționat și Ministerul de Resort, am avut peste 199 de proiecte din nord, 256 din centru, 130 din sud și 12 din Chișinău. La fel, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia a furnizat 15 proiecte. Guvernul va construi în continuare rețele de apeduct de care vor beneficia localitățile respective și ne dorim, din estimările pe care le-au făcut colegii de la Ministerul Dezvoltării Regionale, ca la finalul implementării acestor proiecte să avem peste 1.070.000 de beneficiari din toate aceste inițiative care vor avea condiții mai bune. Lista proiectelor va fi publicată pe platforma satuleuropean.gov.md, iar după aprobarea hotărârii de guvern, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală va începe semnarea contractelor de finanțare a proiectelor. Astăzi premierul Drecean, dar și ministrul Spânu,
Pânu au vorbit despre faptul că aceste proceduri vor fi dinamizate astfel încât toate aceste lucruri să se producă în termen cât mai rapid. De asemenea, vreau să informez opinia publică că pe site-ul guvernului gov.md, accesând bannerul Guvernul Construiește, puteți vedea toate cele 1214 proiecte care au fost deja implementate sau sunt în curs de implementare în cadrul activităților Guvernul Construiește, iar un element de noutate este că acestea sunt traduse și în limba rusă, respectiv sunt disponibile pentru persoanele care vor să consulte aceste informații. Vreau să continuăm briefingul de presă cu un subiect care este tradițional pentru luna august, despre zilele diasporei. Un program foarte amplu este pregătit și de această dată. Cu detalii finale vom reveni săptămâna viitoare. La această etapă vreau doar să punctez tot ce cunoaștem la etapa aceasta. Deci, în primul rând, cea de-a 12-a ediție a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri DOR. Avem în perioada 14-23 august continuarea taberei la Holercani, 80 de copii și tineri stabiliți peste hotarele țării și 20 de copii din țară, în total 100 de tineri, vor avea parte de experiențe deosebite alături de o echipă de trainer profesioniști și dedicați. Evenimentul se desfășoară sub patronajul prim-ministrului Republicii Moldova, tradițional prin intermediul biroului relații cu diaspora. Acest program are ca scop stabilirea conexiunii emoționale între copiii care sunt în diaspora din Republica Moldova și menținerea legăturii lor cu țara de origine, adică Republica Moldova, și promovarea și păstrarea tradițiilor și valorilor naționale. De asemenea, vom avea ziua ușilor deschise la biroul relației cu diaspora, la guvern. Pe 16 august, cetățenii din diaspora reveniți acasă sunt invitați să participe la ziua ușilor deschise. Evenimentele se vor desfășura atât la Casa Guvernului, cât și la Ministerul de Externe, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Serviciul VAMAL, Casa Națională de Asigurări Sociale, Casa Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Agenția de Investiții din Moldova și alte structuri. Vizitatorii vor avea ocazie să discute cu funcționarii, să înțeleagă specificul de activitate și să se informeze cu privire la oportunitățile care sunt generate pentru conaționalii din diaspora și să vorbească despre felul în care se pot implica în dezvoltarea atât a politicilor publice, dar și dezvoltarea economică și socială a țării noastre. Tot va fi organizat și un forum al tinerilor din diaspora pe 16 august la Artcore, împreună cu Liga Studenților Originari din Republica Moldova, care organizează ediția 3-a a forumului tinerilor din diaspora. Este un eveniment care are drept obiectiv principal să aducă împreună studenții din diaspora și de acasă, să creeze un mediu de comunicare, să dezvolte proiecte și inițiative noi și să participe la ateliere și discuții motivaționale, să colaboreze și să invite tinerii să acceseze oportunitățile de instruire, inclusiv din țara noastră, programe de master, de doctorat, programe de dezvoltare continuă și altele. Puteți să urmăriți mai multe detalii pe pagina Facebook a Forumului Tinerilor din Diaspora. De asemenea, va fi organizată și o masă rotundă, cooperarea diaspora-guvern, implementarea grupurilor tematice de experți, va fi la Casa Guvernului, la fel în data de 16 august și inclusiv cu posibilitatea conectării în direct live a conaționalilor care nu vor avea posibilitatea să vină fizic la executiv. Iar un eveniment de zile mari care se așteaptă a fi organizat în cadrul zilelor diasporei pentru ediția anului 2024 este festivalul Ne vedem acasă. Un festival care va aduce conaționalii împreună pentru a discuta despre prezentul și viitorul țării din perspectiva politicilor pentru diaspora. În program este inclusiv panelul de discuții cu președinta Sandu, dar și alți oficiali gata să răspundă la întrebări, inclusiv oficiali din guvern, parlament, președinție și alte structuri publice. Istorii de succes din diaspora cu oameni care s-au realizat
realizat, au creat afaceri, prosperitate, inclusiv în comunitățile de origine, din satele și orașele din Moldova din care au revenit, dar și cum fiecare din noi poate pune umărul la procesul de integrare europeană a țării, la procesul de dezvoltare a Republicii Moldova. Festivalul Ne Vedem Acasă este un festival care se va desfășura pe 17 august la Digital Park, începând cu ora 13 și sunt invitați toate persoanele interesate. Suntem pe ultima sută de metri cu înregistrări. Vă invităm să consultați festivalul Ne Vedem Acasă, să vă înregistrați și să participați pentru a fi parte a acestor conversații și a vă exprima opinia în cadrul acestor reuniuni. Iar pe 18 august va fi organizat Diaspora Business Forum, un eveniment unde veți explora noi oportunități de dezvoltare antreprenoriale, modul în care puteți investi în economia Republicii Moldova, inclusiv în sate și orașe. Veți putea cunoaște despre afacerile de succes a oamenilor din diaspora, cum s-au realizat și care sunt prioritățile acestora. Acest eveniment, Diaspora Business Forum, va fi tot la Digital Park, de dimineață până la amiază târziu. Veți putea să participați atât în format fizic, cât și hibrid. Iar pe data de 18 august seara, spectacolul Frunze de Dor de la Teatrul Național Mihai Eminescu va fi oferit vizitatorilor, în special din diaspora, care ajung acasă în luna august. Spectacolul Frunze de Dor este realizat după romanul omonim al lui Ion Druță, bine cunoscut, în regia lui Alexandru Cozub și va fi jucat pe 18 august la ora 18. Biletele vor fi disponibile începând cu săptămâna viitoare, cu 12 august, inclusiv pe pagina tnm.md, iar mai multe detalii despre evenimentele organizate și formularele de înregistrare le puteți găsi pe pagina Biroului Relații cu Diaspora. Și pe această cale invităm toți conaționalii să consulte acest program, să vadă activitățile care sunt și să se implice în conversațiile care vizează pe fiecare din noi. Continuăm cu următoarele anunțuri. Înregistrarea prealabilă este un subiect intens discutat în societate, cu știri, inclusiv cu actori publici și politici care se dau cu părerea referitor la acest subiect. Este important în procesul democratic de înregistrare a fiecărui conațional ca toți cetățenii Republicii Moldova care sunt în străinătate să li se fie vocea auzită acolo unde se află, astfel încât autoritățile să poată să ia cele mai bune decizii referitoare la deschiderea secțiilor de votare în străinătate. Îndemnăm și pe această cale conaționalii noștri din diaspora să se înregistreze prealabil pentru a participa la alegerile prezidențiale și la referendumul constituțional din data de 20 octombrie. Acest lucru este important în special pentru alegătorii din mai multe state care au înregistrat cozi la edițiile anterioare ale alegerilor. Ori înregistrarea prealabilă are drept scop stabilirea numărului estimativ al alegătorilor, care își exprimă intenția de vot peste hotarele țării și contribuie la cunoașterea mai bună de către autorități a locului unde trebuie să se deschidă aceste secții. La momentul actual, cei mai activi conaționali care s-au înregistrat pe această platformă vin din Federația Rusă. Avem peste 470 de cetățeni, de asemenea Germania, aproape 300, Italia, 260, Statele Unite, 226 și România, peste 180 de înregistrări. Deci, la etapa actuală avem peste 2500 de persoane care s-au înscris în acest an. Îndemnăm și pe această cale inclusiv pe cei de acasă care au rude, apropiați, familia stabilită peste hotare, să le amintiți conaționalilor despre faptul că se pot înregistra prealabil în baza acestor înregistrări prealabile, dar și în baza participării din edițiile anilor precedenți. Autoritățile vor deschide un număr de secții de votare care este necesar în străinătate. În ceea ce privește votul prin corespondență, adică în Statele Unite ale Americii, Canada, Republica Islanda, Finlanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei, înregistrarea prealabilă este obligatorie și reprezintă un element important pentru a stabili cine sunt cei care doresc să voteze prin poștă și pentru a verifica identitatea acestor persoane. Pentru a vă înregistra prin corespondență, aveți două posibilități, online, pe pagina Alegător.md sau linkul direct înregistrare check.md.
sau prin cerere scrisă către Comisia Electorală Centrală sau către misiunile diplomatice și consulare ale țării noastre. Termenul de înregistrare este 6 septembrie curent. În următoarea perioadă, colegii de la Ministerul Afacerilor Externe, de la Biroul Relații cu Diaspora, de la misiunile diplomatice ale țării în toată lumea, vor veni suplimentar cu informări publice legate atât de înregistrarea prealabilă, cât și înregistrarea votului prin corespondență în țările eligibile. Vreau să aduc aminte că sistemul MIA, sistemul de plăți electronic, este disponibil și pentru persoanele juridice. În acest sens, sistemul MIA Plăți Instant este acum accesibil și pentru mediul de afaceri, un pas semnificativ la dezvoltarea plăților instantanee lansate în primăvara acestui an, inițial pentru persoanele fizice. Astfel, antreprenorii din toată țara pot efectua plăți imediate și la costuri reduse, indiferent de banca comerciantului. Aceste transferuri rapide și eficiente vor putea fi efectuate cu ajutorul unui cod QR sau al unui link, oferind astfel flexibilitate și comoditate în procesul de plată. Noile metode de plată sunt simple, sunt foarte intuitive, atât pentru comercianți cât și pentru clienți. Tranzacțiile pot fi realizate oriunde și oricând, fără efort suplimentar, iar fondurile devin disponibile comercianților în doar 10 secunde. Acest aspect permite o gestionare mai eficientă a fluxului de numerar, crucială pentru succesul oricărei afaceri. Principalul avantaj pentru acest sistem de plăți este că comisionul este unic de până la 0,8% aplicat la acceptarea plăților pentru majoritatea afacerilor, mai mult pentru serviciile sociale, precum educație, spitale, transport public sau plata utilităților, comisionul nu poate fi mai mare de 0,5%. Mai multe detalii despre acest sistem de plăți, fine, puteți să le consultați pe site-ul mia.bnm.md/business, acolo unde sunt oferite toate detaliile la tema dată. Vreau să ofer o altă noutate pentru agricultori, pentru persoanele implicate în sectorul zootehnic. Crescătorii de animale sunt îndemnați să depună cererile pentru plățile directe în sectorul zootehnic al țării. Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic este în plină desfășurare și ea. Fermierii pot depune cererile pentru plățile directe pe cap de animal până pe 13 septembrie. În ceea ce privește plățile directe pe kilogram de produs, lapte de vacă, oaie și capră, cererile sunt acceptate până pe 23 august. Anul acesta, pentru prima dată, se lansează plata directă pentru kilogramul de lapte de oaie și de capră, fapt ce reflectă eforturile Ministerului de Resort de a sprijini și de a dezvolta sectorul zootehnic național. Eligibil pentru plățile directe pe cap de animal sunt crescătorii de animale care îndeplinesc condiții și sunt eligibili de altfel pentru acest program și pentru plățile directe pe kilogram de produs se aplică aceleași criterii de eligibilitate plus cerința de a prezenta dovezi care atestă livrarea produsului către procesatori și sau procesarea acestuia în propriile unități autorizate. Detalii despre modul în care crescătorii de animale pot depune aceste cereri de plăți directe le puteți consulta pe pagina aipa.gov.md. Vreau să vă informez totodată că în 3 zile, pe 10 august, în amfiteatrul Arenii Chișinău va fi găzduit cel mai mare eveniment al verii dedicat anume tinerilor. Este vorba despre Tinerii Europei Fest, desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, celebrat inclusiv în Republica Moldova. Evenimentul este organizat cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, de către Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Tineret. Festivalul va asigura o platformă excelentă de interacțiune între tineri, oferind oportunitatea de a celebra valorile europene, libertatea, creativitatea, dar și spiritul de cooperare și solidaritate între tineri din diferite comunități ale țării și modul în care tinerii pot contribui la dezvoltarea unei societăți inovatoare și unite. De la ora 18, pe data de 10 august, Tinerii Europei Fest va aduce pe scenă un program artistic variat, reunind artiști de top din Republica Moldova și România, îndrăgiți interpreți precum Cristian Porcari sau Holy Molly sau Misha Miller sau Alina Eremia vor surprinde publicul cu muzică live, prestație scenică, dansuri, energie și multe alte programe interesante. Intrarea este absolut gratuită pe 10 august, începând cu ora 16:00. Invităm toți tinerii să se alăture acestui program.
Totodată, la această etapă am primit mai multe informații, solicitări de la presa națională legate de un subiect despre care aș vrea să vorbesc în continuare. Este vorba despre recepționarea de către mai mulți funcționari a unui e-mail fals, însoțit de o scrisoare la fel de falsă, care este atribuită Comisiei Europene și care oferă anumite instrucțiuni sau mesaje către funcționarii publici din țara noastră, referindu-se, de exemplu, printre altele, la faptul că funcționarii trebuie să cunoască obligatoriu limba engleză pentru a-și continua activitatea în serviciu public. Acum, trebuie să spunem foarte clar, în perioada următoare vom avea mai multe astfel de tentative care vor fi curmate din start de către autoritățile statului de a transmite aceste falsuri și aceste minciuni pentru a dezinforma cetățenii conaționale, diferite grupuri sociale. Această scrisoare, la fel ca și întreg conținutul acesta, este unul fals, nu este unul adevărat, nu aparține instituției care pretinde că iar aparține. Toată comunicarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este realizată pe canale oficiale. Toată comunicarea este la vedere, este comunicată de către responsabili prin conturile oficiale, atât a guvernului cât și ai delegației UE, de exemplu, în țara noastră. Noi, la etapa actuală, am identificat deja toate adresele de mail care au recepționat acest spam. Am văzut că este vorba despre atribuirea unei identități false, s-a folosit un e-mail la fel fals și s-a făcut această făcătură, o scrisoare care de altfel promovează niște narațiuni pe care le-am tot auzit în spațiul public. Un mesaj foarte clar către toți funcționarii la această etapă: dacă primiți mesaje care le suspectați ca fiind neadevărate, raportați-le la serviciile informatice de specialitate. Dacă companiile private sau alte companii din țară recepționează aceste spamuri sau alte conținuturi care pot fi fake, nu ezitați să le raportați, să blocați adresa de pe care au fost transmise și să nu reacționați în niciun fel în cazul în care aceste fake-uri sunt confirmate. Reamintesc și pe această cale că discuțiile, comunicarea cu Uniunea Europeană se efectuează transparent, la vedere, și scopul urmărit de autorități este să asigure buna desfășurare a tuturor proceselor și acestui dialog cu respectarea celui mai important aspect, a interesului național al Republicii Moldova, inclusiv în procesul de negocieri. Iar un lucru esențial sau un obiectiv esențial în acest sens este realizat de către funcționari care realizează cu multă dăruire și cu dragoste față de țară acestui obiectiv. Respectiv, dacă dați de asemenea scrisori, verificați-le, în cazul în care sunt fake, raportați-le și noi vom urmări în continuare cu atenție astfel de evoluții, iar toate instituțiile statului își fac meseria și identifică acele persoane care doresc să promoveze aceste minciuni și fake-uri. Trecem acum la următoarea secțiune, care se referă la cele mai importante hotărâri de guvern aprobate. Vorbim aici despre cadrul bugetar pe termen mediu, care a fost aprobat astăzi de către executiv. Este vorba despre CBTM, care este bine știut în cadrul instituțiilor publice. Cadrul bugetar pe termen mediu este până în anul 2027. Documentul stabilește obiectivele politicii bugetare fiscale și determină cadrul și resursele cheltuielile bugetului public național pentru următorii 3 ani și asigură foarte clar, predictibil, stabilitatea investițiilor care sunt realizate în proiectele precum Guvernul Construiește, prioritățile reformelor economice și sociale care reies din programul Moldova Europeană 2030, dar și alte documente strategice asumate de către guvern. Pe cifre, potrivit estimărilor, veniturile bugetului public național vor spori cu 17,2% în anul 2027 față de anul 2025. În cazul cheltuielilor, creșterea va fi de 15,2%. În aceste condiții, deficitul public urmează să se reducă de la 3,8% pondere din PIB în 2025 până la 3,1% în anul 2027. De asemenea, în anul 2027
2024 se prevede o creștere reală a produsului intern brut de circa 2,5%, iar în următorii ani, prognoza către 2027, un avans cuprins între 3 și 3,7%. Documentul este actualizat anual de către Ministerul Finanțelor. Aceasta este etapa inițială de elaborare a politicii bugetare fiscale pe termen mediu și a proiectului bugetului anual și se va ghida de autoritățile publice în stabilirea propunerilor lor bugetare pentru anul 2025. O altă noutate aprobată astăzi în ședința cabinetului, biletele de tratament sanatorial vor deveni mai accesibile pentru cetățeni, veteranii de război, persoanele cu dizabilități de pe urma războiului, persoanele afectate de catastrofa de la Cernobâl și alte categorii de cetățeni vor accesa mai simplu biletele de tratament sanatorial. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de către Cabinetul de Miniștri. Scopul proiectului este de a reduce birocrația, de a spori accesibilitatea beneficiarilor la servicii de tratament sanatorial și utilizarea instrumentelor digitale. Cererea va putea fi depusă electronic prin intermediul portalului servicii GovMD sau pe pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale. Numărul documentelor ce urmează a fi prezentate de către solicitant va fi redus, iar schimbul de informații între instituțiile responsabile va fi automatizat. Conform datelor statistice prezentate de Casa Națională de Asigurări Sociale, în 2022 au fost distribuite peste 6.500 de bilete de tratament sanatorial în valoare totală de 57 de milioane de lei. Iar în anul 2023, în creștere, 6.650 de bilete în sumă de 68 de milioane de lei. Proiectul va intra în vigoare după 6 luni din data aprobării. Tot astăzi, în premieră, Guvernul introduce reglementări clare privind expunerea populației la câmpuri electromagnetice. Expunerea populației la aceste câmpuri cu frecvența de la 0 la 300 de GHz va fi limitată de un regulament sanitar aprobat de executiv. Acesta este primul document de acest fel care va reglementa acest domeniu pentru a reduce riscurile asociate și a proteja grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii sau persoanele cu afecțiuni medicale. Documentul include recomandări pentru proiectarea locuințelor și locurilor de muncă, minimizarea expunerii la CEM și protejarea sănătății publice. Deci, acest regulament va fi obligatoriu la proiectarea, construirea stațiilor de radiocomunicații, precum și la construirea, reinstalarea și modernizarea acestora. Repet și pe această cale, până la această etapă, țara noastră nu a avut un cadru normativ care a reglementat acest domeniu. Prin introducerea acestora, avem grijă ca populația să știe despre regulile concrete care sunt în acest domeniu și să protejăm persoanele și grupurile vulnerabile în mod special. Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologie Informației vor fi responsabile de implementarea noilor prevederi și vor contribui la crearea unor dispozitive mai sigure și mai eficiente din punct de vedere energetic. Acesta fiind spuse, vreau la secțiunea mea cu agenda Cabinetului de Miniștri să vă îndemn să urmăriți paginile oficiale ale miniștrilor, unde sunt plasate comunicate și informații de actualitate. Iar la secțiunea imuni la dezinformare, am mai auzit o minciună care este asociată procesului de integrare europeană, inclusiv am urmărit-o pe rețele, mi-au transmis-o mai multe persoane, ca și cum apropierea noastră față de UE ar însemna îndepărtarea sau renunțarea de ortodoxie sau valorile creștine. Desigur că este o minciună gogonată, am și argumentele de rigoare. Aderarea la UE nu înseamnă dezicerea de ortodoxie sau de valori creștine. UE-ul, toată Uniunea Europeană, nu discriminează religiile în niciun fel. UE în sine nu are o religie oficială ca să discrimineze sau să aibă preferințe într-un domeniu sau altul. Repet, fiecare stat membru își decide independent subiectul confesiunii religioase în baza normelor și conduitei societății sale. Spre exemplu, Franța. În Franța conviețuiesc mai multe religii. În Grecia, Danemarca și Malta, religiile sunt oficial susținute de stat, prin politici concrete. În UE sunt mai multe state din familia țărilor ortodoxe. Reamintesc, România, Bulgaria, Grecia și Cipru. Iar aderarea la Uniunea Europeană nu a afectat credința în aceste țări în niciun fel. Dimpotrivă, comunitățile ortodoxe au primit acces la fonduri europene pentru conservarea patrimoniului cultural, cum ar fi restabilirea clădirilor istorice și păstrarea datinelor. Și trebuie și aici să spunem din capul mesei, aspirațiile de integrare europeană a Republicii Moldova sunt clădite pe dorința noastră comună,
de a trăi mai bine aici la noi acasă. Ca cetățenii acestei țări avem o responsabilitate la fel comună, să facem Moldova mai bogată, mai prosperă, mai sigură și mai unită, iar prezentul și viitorul prosper al țării noastre este suma alegerilor noastre comune, să fim foarte atenți la informațiile neverificate sau false care sunt distribuite și să nu permitem persoanelor rău intenționate să ne divizeze inclusiv pe aceste aspecte. Tradițional, reiau recomandările mele clasice, verificați informația din surse oficiale, la radio sau TV puteți să raportați Consiliului Audiovizualului, pe social media raportați direct pe platforma pe care ați auzit-o. Și cea mai bună recomandare, urmăriți Prima Sursă, canal oficial de verificare a informațiilor guvernului și informați-vă din surse demne și credibile, pentru că informația pe care o consumați este la fel ca și hrana pe care o consumați. Să avem grijă la termen de valabilitate, la sursa și producătorul acesteia. În încheiere, la final de briefing, vreau să transmit un mesaj de mulțumire direcției comunicare, comunicatorilor din instituțiile publice, dar și colegilor care sunt de la Privesc Eu și Air Live, de fiecare dată ne sprijină în realizarea acestor transmisiuni. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi cât mai frumoasă celor care sunt în vacanță, vacanță odihnitoare. O zi bună!